Opt elevi din Sighetul Marmației, Baia Mare, Dragomirești și Săliștea de Sus au obținut note de 10 la toate probele susținute la evaluarea națională, iar încă doi elevi au obținut media 9,95. Și anul acesta însă un număr mare de elevi nu au reușit să obțină nota de trecere. Peste 900 de elevi de clasa 8 -a din Maramureș n-au putut să rezolve subiectele pentru nota 5 la evaluarea națională, în timp ce la nivelul întregii țări, 37.137 de, de candidați au obținut medii sub 5 și 16 elevi au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă. Vinerele vine mulțumiți de note, au putut să depună contestații, urmând ca rezultatele finale să fie afișate mâine.